În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale sutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile Ioan, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Locuitor pustiului, înger în trup și de minun făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan, cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învăluit fiind totdeauna de valurile patimilor și acum fiind încojurat de tulburarea gândurilor, prin rugăciunile tale, fericite Ioan, îndreptează-mă către portul nepătimirii și către limanul mântuirii cuvioase. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu alegerea voi, mutându-te către cer, cu adevărat ca un înger ai viețuit pe pământ, Părinte cuvioase, omoară-ți cugetul cu înfrânarea trupului, prin care te-ai arătat lăcaș lui Dumnezeu, minunate Părinte Ioan. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dobândind ascultare supusă și smerenie, ai câștigat cu acestea aripi ca de aur, cu care ai zburat de la smintelile cele lumești către Dumnezeu, pe care l-ai căutat, Cel ce te-a mântuit din furtună, Părinte. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Cuvântul cel unul născut, care este împreună cu Tatăl și cu Duhul și împreună veșnic, ca un soare s-a arătat din tâi pe pământ, născătoare de Dumnezeu Marie și pe toată lumea a mântuit-o, care îi înalță lui laudă. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin trezvia cugetului, închipuindu-ți frumusețile cerurilor, nici cum nu te-ai înfipt în grijile cele lumești și ușurându-te cu aripile nedobândirii de averi, Părinte, cu totul te-ai făcut înălțat. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Doritor fiind de liniștea păstorului Grigorie, cel iubitor de liniște, de trei ori fericite, Părinte Ioan, cu o sârdie ai părăsit tulburările vieții și prin rugăciune încetate ai dobândit dumnezeiasca liniște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu liniștea cugetelor potolind furtuna, fără de tulburare ți-ai petrecut viața, ocârmuit fiind de harul Duhului, viețuind cu evlavie înțelepte Ioan, de Dumnezeu insuflate. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Ușa cea neumblată a împăratului tuturor viacurilor, cea către noi luminătoare, Tu ne-ai arătat cu adevărat, prin care însuși a trecut, lăsându-te iarăși pecetluită, ceea ce ești prea curată. Cel ce ai întărit la început, cerurile într-o pricepere și pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor tale, Hristoase, mă întărește, că nu este sfânt afară de tine, iubitorule de oameni. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Piatra răbdării te-a arătat fericite, lovindu-te totdeauna de valurile cele potrivnice și nemișcându-te nici cum, din înțelepciunea dreptei credințe, pentru aceasta stăpânul, ca pe o piatră de mult preț, te-a pus în comorile cele veșnice. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine te-a primit Părintele îndurărilor, ca pe Cel ce în chip curat l-a iubit pe El și ai privegheat întru poruncile Lui și făcându-te numărat cu fiii darului, te-ai învrednicit de mărirea cea veșnică, de Dumnezeu cugetătorule, Sfinte preacuvioase Ioan, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suindu-te pe scara virtuților, cu
Cu adevărat ai văzut slava lui Dumnezeu, cea de necuprins cu mintea, și luminându-ți se cugetul și inima, cu dumnezeiasca strălucirea Duhului, te-ai arătat cu totul luminat ca soarele, luminând pe mulți în viața ta, Părinte, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Singură tu, Maica lui Dumnezeu, ai fost cu adevărat pricina mântuirii noastre, ca ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul și Ziditorul, din preacuratele tale sânjuiri, prin care s-au sfărâmat porțile morții și s-a dăruit oamenilor viață. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un miel fără de răutate, hrănit la verdeața sihăstriei, te-a primit pe tine Păstorul cel Mare în curțile cele veșnice, fericite Ioan, și te-a arătat în numărul oilor celor de-a dreapta, cuvioase Părinte. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tare ai răbdat, Părinte, greutatea și arșița zilei, bine lucrând via virtuților celor dumnezeiești. Pentru aceea ți-ai luat plata cea cuvenită la apusul adormirii tale din viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe temeiul poruncilor ai zidit, Părinte, turn înalt, prin care ai și zburat către însăși bunătatea cea desăvârșită, și pe cât ai putut, văzând pe Cel ce este cu adevărat iubitor de suflete, din tot sufletul l-ai urmat, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Fiind omorât de boldul călcării de poruncă și zăcând jos, ridicându-mă, Fecioară, Tu care ai născut viața cea nemuritoare, pe Mântuitorul Lumii și Izbăvitorul și Împăratul, și mă îndreptează, Preacurată, către lumină. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu picăturile lacrimilor tale ai uscat noianul patimilor și toată puterea cea fără tărie a vrăjmașului celui înțelegător ai înnecat-o, fericite Ioan, întărindu-te pe tine, Hristos. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos, Împăratul cel nemuritor, ca pe niște aur curat, încercat, cu focul sihăstriei, te-a pus pe tine în misteriile cele nestricăcioase ale vieții veșnice, pururea pomenite, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca o grădină peste tot, bine înflorită și roditoare, te-ai arătat cu adevărat, adăpându-te bine cu curgele lacrimilor, și ai adus ziditorului roadă cu miros de mir, cuvioase Ioan. Și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Cu dreaptă credință să lăudăm pe Maica cea preacurată, locașul lui Dumnezeu, cel cu adevărat cinstit și dumnezeiesc, primind pe cel neîncăput și necuprins. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele, și te rog, ridică-mă dintr-o adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Împodobindu-ți viața cu înfrânarea și omorându-ți trupul, ai biruit asuprelile vrăjmașilor, prea fericite Părinte, și ca un vrednic ai ajuns către viața cea fără de întristare și veșnică, pentru care, roagă-te, preacuvioase Părinte Ioan, să ne mântuim noi. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având în cuget venirea cea de a doua a lui Hristos, ai lepădat somnul nepurtării de grijă de la ochii sufletului înțelepte și priveghind strigai, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pruncie ai ales partea cea bună, Părinte înțelepte, a slujit Domnului și a săvârșit într-o frică îndreptările Lui, strigând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Depărtându-te de legăturile trupului, ai purtat grijă de suflet, slujind Domnului cu cuget curat, Părinte Ioan, și pururea strigând,
Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat, și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Doamna lumii, ceea ce ne-ai născut nouă pe Domnul întrupat, miluiește sufletul meu cel stăpânit de multe păcate grele, ca să te fericesc, binecuvântată, prea curată. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu bună cuvință moștenind, ca pe un cojoc, darul păstorului tău celui lăudat, preacuvioase Părinte Ioan, cu acela ai stricat noi anul desfătărilor și scăpând, neînnecat, te-ai arătat împreună cetățean cu îngerii, cu care strigi, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos, întru toți vecii. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreaptă credință, asumându-te Domnului celui prea bun, care a sărăcit pentru noi, Părinte Ioan, căci nu ai avut avere în tocmai ca păsările și ai câștigat avuția bunurilor celor veșnice, cântând, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos, întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Harul cel curat al Duhului, sălășluind în sufletul tău, și-a zidit inima ta curată și Duh drept a noit întru cele din lăuntrul tău. Pentru aceea și viețuind cu viețuire curată, Părinte Ioan, strigai, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos, întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Fiind sfințită cu Duhul Născătoare de Dumnezeu Preacurată, cu adevărat ai primit în pântece pe Fiul Cel fără de început și veșnic, care s-a întrupat dintr-o tine spre binecuvântarea celor ce strigă cu credință, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. De 7 ori tiranul haldeilor a ars cuptorul nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, iar văzându-i pe aceștia cu putere mai bună mântuiți, Făcătorului și Mântuitorului a strigat, tineri, binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l, întru toți vecii. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu plugul rugăciunilor, ogărând brazdele sufletului tău, Părinte Ioan, ai aruncat întrânsul semințele virtuților, cele de dreaptă credință și purtătoare de viață. Pentru aceea ai secerat spicul înmulțit al tămăduirilor, celor cuvenite lui Dumnezeu, prin care hrănești pe cei ce te laudă, purtătorule de Dumnezeu. Sfinte cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sihăstrește să vârșim călătoria și credința păzind-o fericite, fiind plin de vârstă duhovnicească, cu adevărat ai primit de la Hristos cununa dreptății, cugetătorule de Dumnezeu, și acum te odihnești în corturile dreptilor prealuminate, pururea pomenite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca într-o căruță de virtuți, cu 4 cai te-ai suit prea fericite și ca alt Ilie te-ai înălțat către cer, Părinte înțelepte, și locuiești cu cuvioșii, lăsându-ți pe pământ trupul cel mult pătimitor, misterie de tămăduiri celor ce te cinstesc și este demonilor alungare. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Fiind lepădați de petrecerea cea cerească și căzând cu ticăloșie la moarte, iarăși ne-ai chemat preacurată, făcându-te Maica Mântuitorului și ne-ai vrenicit a ne întoarce înapoi la moștenirea cea dintâi. Pentru aceasta pe tine, Maica lui Dumnezeu, neîncetat te mărim. Spăimântatul s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au uimit, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te mărim.
ca cel ce a îngropat cursele cele viclene ale demonilor, cu multe nevoință și cu rugăciuni, zăcând mort în mormânt, ai rămas neputrezit, Părinte. Pentru aceea, bucurându-ne, într-o veselie inimii, prăznuim sfântă pomenirea Ta, slăvind pe Hristos. Mulțimea credincioșilor se veselește, născătoare de Dumnezeu, chemând totdeauna numele Tău și cu dragoste, mărindu-ți înălțările, că Tu ești laudă și ajutătoare și ocrotitoare de nerușinat tuturor celor ce cu credință Te cinstesc pe Tine, Fecioară. Mielușaua cea precurată, văzând pe mielușelul său mort, întins pe cruce striga, Fiul meu cel împreună, fără început cu Tatăl și cu Duhul, ce este aceasta de negreită Ta rânduială, prin care ai mântuit zidirea cea înțeleaptă a preacuratelor Tale mâini? Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie de Capolitul, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.